puterea lui, Doamne. Dacă am greșit, dacă am făcut păcate, nu păcate, nimic în viață, mulțumesc cu Dumnezeu să găsesc o fată și care să fie frumoasă și proaspătă. Nu caladită, nu vreau șmecherită, că nu vreau să o șmecheri pe traseu. Nu vreau femeie cu două fețe să fie femeia cu șarpe pe dinos. Vreau femeie respectoasă, vreau femeie respectoasă. Să-i plăsă familia, să-i plăsă copiii, să-i plăsă setezile, să-i plăsă. Să nu-ți ducă viața la orină. Nu vreau să fac jos de 7 metri. Și ce faci dacă vreți? Îi vor terapii, îi duc cu noi, îi fac obicele, să fie cu minte, să fie respectoasă. O, sunt bărbat, o să fie. Sunt bărbat, dar nu sunt femeie. Și bărbatul și gunoiul și vă luați spalele voastre. Păi și dacă găsește soțul? Dacă mă soț, mă soț, nu mai e nimeni. Nu mai e nimeni. Pă bune. Să meargă Dumnezeu, dacă ne-am numai sora și mâine. Deci tu nu ți-ai găsit bucățica? Nu mi-am găsit cazina. Nu mi-am găsit jumătate. Da, nu mi-am găsit jumătate. Ce vede vă? Să mă duc în curte, în curte. Să zbor din cred, în crede, ca o față de călătoare. Adică, doamne, zice mă soț. Mă vreți, ai să mă ridă? Da, vreau una frumoasă ca mine. Să fie proaspătă, fotogenică. Vreau ciuna și care. Cum să fie? Proaspătă, fotomodelic. Cum simte fotomodelic? Fotomodelic. Simte de... Care? Aia, fotomodelic. Un braț frumos. Un braț frumos. Un braț frumos. Ce poate da frumos. Și? O, cu ce ziceam, vă să zic, doamne. Asta vreau să fac. Să găsesc una cu mintea respectoasă, frumos. Nu le vreau una și care să fie cu mine. Deci cu alte cuvinte îți dorești femeia perfectă. Da, perfectă pe talia mea. Da. Ca tine, să fie perfectă ca tine. M-am dat în anunț în ziar, în Cancan TV, vreau să caut o femeie. Că-i babă, că-i tânără, cum mă fie asta, e femeie să fie. De ce nu te duci la te vreau lângă mine? Da, mă duc, mă duc, mă vreau lângă mine. Mă vreau lângă mine, la obis, la obis. Nu mă duc la obis, nu mai zis să mă duc la obis. Mă duc la obis, mă vreau lângă mine să găsesc jumătatea mea. Cine mai e, mai e, frate, cine nu mai e, asta e. Că Dumnezeu știe. Dar tu încă mai crezi în forțele tale? Forțele NATO? Nu mai cred. Nu mai crede forțele NATO. Că ne spuneai, acum câteva episoade în urmă, ne spuneai că te-a lăsat genunchii. Da, adevărat? Că nu mai am putere. Da. Chiar te-a lăsat genunchii? Da, da. Și ce înseamnă? Genunchii, că mai am putere, mai am putere. Ce vrei? Și de unde vine ție forța? Nu e nicio problemă, luăm unii de toate. Da, bravo. De unde vine ție forțele? Cea mai tare picioarele mele este umblat cu da. Stătut. Ei,